Maica Domnului cheamă pe cuviosul Maxim în Athos, unde îi se arată, îl mângâie și îl apără de diavol. Cuviosul Maxim a pusnicit în muntele Athosului pe la anii 1320. El s-a născut în Lampsac, din părinți de neam bun, bine credincioși și îmbunătățiți cu viața. Ei, neavând copii, cuviosul acesta a fost mai mult fiu și rod al rugăciunilor și al făgăduinței. Din Sfântul Botez i s-a pus numele Manuil. Când a ajuns la vârsta corespunzătoare, părinții l-au lăsat să petreacă pe lângă o biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, împlinindu-și astfel făgăduința făcută. La vârsta de 17 ani, intră într-o mănăstire din muntele Ganu, unde, din călugărie, primește numele de Maxim. Căutând un povățuitor iscusit după Dumnezeu, a plecat în Constantinopol, unde s-a închinat pe la toate bisericile Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, rămânând mult timp pe lângă biserica din Blaherna, unde petrecea în foame și sărăcie, fiind considerat de toți ca un nebun după Hristos. După mai mult timp plecă în Tesalonic, unde se închină la moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, după care, urcând în Sfântul Munte al Athosului, s-a așezat în lavra cuviosului Anastasie. Fiind el în ascultarea mănăstirii și făcând cu sârguință toate cele poruncite, ducea o viață aspră, asemenea cu cea mai înainte, când era în biserica din Blaherna. El nu avea chilie în lavră și nici vreun lucru din cele necesare pentru mângâierea trupească, ci numai hrana cea de nevoie, pe care o lua de la trapeză, mâncând, numai ca să trăiască. Iar în biserică locul său și-l avea în stranele din tindă, fiindcă se nevoia cu nedormirea și privegherea de toată noaptea. Însă precum muntele Sinai a chemat pe Moise, Carmelul pe Ilie, iar pustia pe Ioan Botezătorul, tot așa și pe cuviosul Maxim l-a chemat Athosul, floarea munților, ca să înflorească dreptul întrânsul, după cum zice psalmistul, ca un finic, și să rodească roadele Duhului Sfânt. Căci în Duminica Sfinților Părinți, care este după dumnezeiască înălțare a lui Hristos Dumnezeul nostru, i s-a arătat Născătoare de Dumnezeu, având în brațe pe Domnul, și i-a zis: urmează-mi, prea credinciosule Maxime, și suie-te deasupra Athosului ca să iei darul Duhului Sfânt după cum dorești. Văzând el această vedenie, de două ori, de trei ori, a lăsat lavra cea mare și după 7 zile s-a suit pe creștetul muntelui în sâmbăta Penticostei sau a Rusaliilor, și a petrecut toată noaptea treaz împreună cu alți monahi care s-au dus după dumnezeiasca liturghie. Dumnezeiescul Maxim a rămas acolo singur 3 zile și 3 nopți, rugându-se necontenit Domnului și Născătoarei de Dumnezeu prin rugăciunea minții. Dar cine poate povesti ispitele ce le-au uneltit vrăjmașul asupra Sfântului ca să-l izgonească de acolo? Astfel se arătau fulgere și trăsnete, încât se clătina muntele Athosului și se desfăceau pietrele și stâncele, însă toate acestea se făceau prin nălucirea diavolilor în vremea nopții ca să-l înfricoșeze. Ba încă și ziua auzea glasuri sălbatice și tulburări mari, ca și cum ar fi fost în apropiere mulțime de oameni grozavi care se suiau pe toate părțile muntelui
spre vârf și se porneau asupra sfântului cu praștii și cu sulițe ca să-l pogoare din vârful muntelui. Fiindcă nu sufereau blestemații să locuiască sfântul acolo, dar toate acestea se arătau cu nălucire. Însă Dumnezeiescul Maxim, având în sine darul Sfântului Duh, nu se temea nici de cum, nici se îngrijea de acestea, ci se îndeletnicea și se sârguia numai în rugăciunea minții, rugând pe Domnul și pe Născătoarea de Dumnezeu, ajutătoarea și părtinitoarea Lui. În acel timp de grea ispitire, i s-a arătat lui iarăși, înconjurată de multă mărire ca o împărăteasă, având în jurul său mulți tineri, ținând în brațele sale pe fiul ei și ziditorul a toate. Sfântul, cunoscând-o pe ea, prin necuprința și dumnezeiasca lumină care strălucea și lumina toate împrejurul acela, apoi, convingându-se pe deplin că nu era amăgire diavolească, ci vedenie dumnezeiască și arătare adevărată a Născătoarei de Dumnezeu, a grăit cu bucurie zicând: Bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine, și altele ca acestea. După aceea, căzând, s-a închinat Domnului și Născătoarei de Dumnezeu, auzind acestea de la Preasfânta Născătoare: Primește dar asupra diavolilor, cinstite pătimitorule, și locuiește în muntele Atosului, căci aceasta este voia fiului meu, ca să te sui la vârful faptei bune și să te faci dascăl și povățuitor al multora, ca să se mântuiască. După acesta, i s-a dat și pâine cerească spre hrană și întărirea firii, fiindcă era de atâtea zile nemâncat. Și îndată ce a luat pâinea și a băgat-o în gura sa, l-a înconjurat de sus o lumină dumnezeiască și a auzit laudă îngerească. Iar Născătoarea de Dumnezeu s-a suit la ceruri. În vârful muntelui a rămas atâta strălucire și bună mireasmă, încât sfântul, fiind uimit, nu mai vrea să se pogoare de acolo și să se lipsească de acea bună mireasmă și de acea strălucire. Cu toate acestea, după 3 zile, s-a pogorât din porunca Născătoarei de Dumnezeu și s-a dus la biserica ei, ce se numea Panagia, și petrecând acolo câteva zile, s-a suit iarăși în vârf și a sărutat locul acela în care a stat cu slavă Născătoare de Dumnezeu și cerea iarăși cu lacrimi dumnezeiasca ei arătare. Lumină n-a mai văzut, dar buna mireasmă a simțit ca și mai înainte și s-a umplut de bucurie și de veselie negrăită. Aceasta s-a petrecut de 3 ori când s-a suit la vârf, dar pe Născătoarea de Dumnezeu n-a mai văzut-o ca întâia oară.